Stimați colegi, mulțumesc că ați răspuns invitației de a participa la ședința ordinară a Consiliului Județean Ialomița pentru luna iunie. Mulțumesc și presei că a răspuns invitației, precum și directorilor instituțiilor subordonate, cât și colegilor cu funcție de conducere din Consiliul Județean Ialomița. Începem ședința noastră cu un cuvorum de 30 de consilieri județeni. Lipsește domnul președinte Marian Pavel, care mi-a delegat mie atribuția de a conduce această ședință. O să supun la vot procesul verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței ordinare a Consiliului Județean Ialomița din 29 mai 2024. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cu 30 de voturi pentru, procesul verbal este adoptat și apoi trecem la ordinea de zi pe care o supun aprobării dumneavoastră cu cele 29 de proiecte de hotărâre pe care le-ați primit alături de informațiile legate de fiecare dintre acestea. Le supun la vot ordinea de zi a ședinței de astăzi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc! O să rog pe domnul director Iulian Dogaru să intre în ordinea de zi și să ne prezinte primul proiect de hotărâre. Vă rog, domnul director. Mulțumesc, domnul vicepreședinte. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Deschidem lucrările ședinței de astăzi cu proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei statului de funcții și funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița. Proiectul are avizul favorabil la 3 comisii de specialitate ale Consiliului Județean Ialomița. Alte probleme nu au fost identificate. Vă mulțumesc. Dacă nu sunt intervenții, o să supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 30 de voturi pentru. Proiectul de hotărâre este adoptat. Vă rog, domnul director. Continuăm cu proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei statului de funcții ale Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Ialomița. Proiectul de hotărâre este însoțit de avizul Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor București. A fost avizat favorabil de 2 comisii de specialitate ale Consiliului Județean. Vă mulțumesc. O să supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 30 de voturi pentru. Proiectul este adoptat. Al treilea proiect, domnul director. Proiectul numărul 3 propune aprobarea regulamentului de organizare și funcționare ei județene de evidență a persoanelor Ialomița. Proiectul de asemenea este însoțit de avizul Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor București și are avizul favorabil la 2 comisii de specialitate. Vă mulțumesc. Dacă sunt intervenții, dacă nu, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cu 30 de voturi pentru, proiectul de hotărâre este adoptat. Mai departe. Continuăm cu proiectul de hotărâre numărul 4, care se referă la aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița. Acest proiect a primit avizul consultativ al Ministerului Muncii și Solidarității Sociale. De asemenea, este însoțit și de cele 2 avize favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean. Vă mulțumesc. Dacă sunt intervenții, dacă nu, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cu 30 de voturi pentru, proiectul de hotărâre este adoptat. Trecem la proiectul al cincilea, care propune aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița. Este un corolar al proiectului votat anterior, de aceea o să vă întreb dacă sunteți de acord, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Vă mulțumesc, cu 30 de voturi pentru, proiectul de hotărâre este adoptat. Cel de-al șaselea proiect, vă rog. Al șaselea proiect de hotărâre propune aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Muzeului Județean Ialomița, proiect ce are la bază propunerea conducerii acestei instituții de cultură aflate în subordonarea Consiliului Județean Ialomița. Vă mulțumesc. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cu 30 de voturi pentru, proiectul este adoptat. Al șaptelea proiect, vă rog.
Proiectul de hotărâre numărul 7 propune modificarea anexei numărul 2 și anume statul de funcții al Centrului Cultural Ionel Perlea, Ialomița, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Ialomița, stat de funcție aprobat prin hotărârea Consiliului Județean Ialomița 317 din 2023. Vă mulțumesc. Dacă sunt intervenții, dacă nu, cine este pentru, împotrivă, abțineri, cu 30 de voturi pentru, proiectul este adoptat. Al 8-lea proiect, vă rog. Proiectul de hotărâre numărul 8 propune aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița pe anul 2024. Acest proiect de hotărâre a fost avizat favorabil în toate cele 5 comisii de specialitate ale Consiliului Județean Ialomița pe fond. Proiectul propune aprobarea rectificării bugetului local al județului Ialomița pe anul 2024 la venituri în sumă de 506.377.020 lei, la cheltuieli în sumă de 604.706.020 lei, cu un deficit de 98.329.000 lei. De asemenea, tot prin proiectul de hotărâre se propune utilizarea din excedentul anului precedent a sumei de 98.329.000 lei. Pentru instituțiile de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Ialomița se aprobă o rectificare a bugetului acestora în sumă totală de 25.899.000 lei, atât la venituri cât și la cheltuieli. Vă mulțumesc. Dacă sunt intervenții, dacă nu, supun votului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cu 30 de voturi pentru, este adoptat proiectul de hotărâre și mergem la proiectul următor. Proiectul de hotărâre numărul 9 propune stabilirea, începând cu luna iunie 2024, a salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița și al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Ialomița, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Ialomița. Proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil în 3 comisii ale Consiliului, ale Consiliului Județean Ialomița. Vă mulțumesc! O să supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cu 30 de voturi pentru, proiectul de hotărâre este adoptat. Următorul proiect. Proiectul de hotărâre numărul 10 propune aprobarea repartizării unor sume pentru susținerea cultelor din județul Ialomița pentru anul 2024. Este vorba de aprobarea repartizării unei sume totale de 1.000.000 de lei, repartizată uniform către 20 de unități de cult din județul Ialomița. Da, vreau să menționez că aici de față se află și părintele consilier Cristian Munteanu, consilier eparhial, care vă stă la dispoziție dacă aveți întrebări legate de destinația și opțiunile pentru care aceste parohii au fost selectate, fiind asigurată finanțarea la solicitarea Episcopiei Sloboziei și Călărașilor. Dacă nu sunt întrebări și dacă eventual doriți să luați cuvântul, dacă nu, o să supun la vot. Vă rog, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Deci, cu 29 de voturi pentru, proiectul de hotărâre este adoptat. Următorul proiect, vă rog frumos. Proiectul de hotărâre numărul 11 propune aprobarea finanțării nerambursabile a proiectelor depuse în cadrul programului sportiv de utilitate publică, promovarea sportului de performanță pentru anul 2024, sezonul competițional 2024-2025 și încheierea contractelor de finanțare. În cadrul acestui program sportiv de utilitate publică au fost selectate, urmare unei proceduri concurențiale, 5 proiecte depuse de structuri sportive din județul Ialomița. Potrivit prevederilor legale, finanțarea se acordă în baza unui contract de finanțare nerambursabilă încheiat între județul Ialomița și cele 5 structuri sportive. Vă mulțumesc! Participă toată lumea la vot? Avem 2 abțineri de la vot, da? Retrageri, nu participă la vot, da? Vă rog, vă rog, domnul consilier județean. 7 solicitări. Și 5 au fost. Da? Mai sunt și alte intervenții? Dacă, vă rog, domnul consilier județean, Mandache. Dacă au fost 7, trebuiau finanțate doar 5.
Nu, cele două care nu au fost considerate eligibile nu au avut depuse la dosar toate documentele necesare. Dosar incomplet. Au avut dosar incomplet. Deci, teoretic, ar fi putut fi finanțat. Bun. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cu 27 de voturi pentru, proiectul de hotărâre este adoptat. Proiectul 12, vă rog. Următoarele 5 proiecte, de la numărul 12 la numărul 16, sunt în strânsă legătură cu proiectul tocmai adoptat. Și aceasta întrucât, potrivit prevederilor legale, în calitate de autoritate finanțatoare, Consiliul Județean are obligația de a aproba bugetul și grila de salarizare a proiectelor ce vor fi finanțate, acelor 5 proiecte. Astfel că pentru fiecare structură sportivă va fi aprobat bugetul proiectului și cheltuielile de salarizare, grila de salarizare acolo unde este cazul, și anume acolo unde structura sportivă a solicitat ca o parte din salarii să fie achitate din fonduri publice. În aceste condiții, proiectul numărul 12 propune aprobarea bugetului și a grilei de salarizare pentru proiectul depus de Asociația Fotbal Club Unirea Slobozia pentru perioada 1 iulie 2024-31 decembrie 2024. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? O neparticipare la vot, deci 28 de voturi pentru. Al 13-lea, vă rog. Proiectul numărul 13 propune aprobarea bugetului și a grilei de salarizare pentru structura sportivă Asociația Club Sportiv Regolta Gheorghe Doja pentru proiectul depus în sezonul competițional 2024-2025. Da? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Aici participați la vot. Deci 29 de voturi pentru. Proiectul este adoptat. Al 14-lea proiect. Proiectul 14 propune aprobarea bugetului, doar a bugetului proiectului depus de Asociația Club Sportiv Saturii Art. Aici nu avem grilă de salarizare, întrucât structura sportivă nu a solicitat plata salariilor din fonduri publice. Da. Avem neparticipări la vot? O neparticipare la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cu 28 de voturi pentru, proiectul este adoptat. Mai departe. La proiectul numărul 15 se propune aprobarea bugetului proiectului depus de Asociația Județeană de Fotbal Ialomița, de asemenea, fără grilă de salarizare. Participă toată lumea? Da. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 29 de voturi pentru, proiectul este adoptat. Și ultimul proiect este cel depus de Asociația Club Sportiv Viitorul Urziceni, pentru care se propune aprobarea de asemenea doar a bugetului proiectului. Da. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 29 de voturi pentru. Proiectul este adoptat. Al 17-lea proiect. Continuăm cu proiectul de hotărâre 17 privind solicitarea adresată comunei Dridu pentru trecerea unui bun imobil, teren în suprafață totală de 63.579 metri pătrați, aflat în domeniul public al acesteia, în domeniul public al județului Ialomița. Terenul în cauză este solicitat în vederea realizării unei stații de transfer și a unei stații de sortare a deșeurilor, obiective de investiții prevăzute în planul județean de gestionare a deșeurilor. Da. Cu mențiunea că acesta este unul din cele trei puncte în care se va dezvolta o astfel de investiție la nivel județean, o să supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Cu 29 de voturi pentru, proiectul este adoptat. Al 18-lea proiect, vă rog. Proiectul 18 propune trecerea în domeniul public al județului Ialomița din domeniul public al municipiului Slobozia două terenuri situate în Slobozia, strada Mihail Sadoveanu, și darea acestora în administrarea Muzeului Național al Agriculturii. Este vorba de o suprafață de teren de 309 metri pătrați și una de 874 metri pătrați. Aceste bunuri vor completa inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Ialomița și ulterior, după finalizarea acestei proceduri, ele vor fi date în administrarea Muzeului Național al Agriculturii în vederea construirii unei hale metalice pentru depozitarea patrimoniului propriu, a obiectelor muzeale.
Vă mulțumesc. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 29 de voturi pentru. Proiectul este adoptat și urmează două proiecte care au legătură directă cu acesta. Așa este. Proiectul 19 propune aprobarea notei conceptuale pentru obiectivul de investiții construire hală metalică pentru depozitare al Muzeului Național al Agriculturii. Pentru care vă cer votul acum. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 29 de voturi pentru. Este adoptat. Domnul vicepreședinte, un comentariu. Vă rog. Tot l-am văzut și pe domnul director aici. Vă rog, vă rog. A citit nota conceptuală. Eu zic că ar fi mai bine și acoperișul să-l faci tot în sandwich. Eu văd că nota conceptuală e din tablă cu tată. Că nu izolează deloc tabla. Este un lucru care poate fi rezolvat pe perioada de proiectare tehnică. Sigur. Vă rog. Proiectul de hotărâre numărul 20, propune pentru același proiect de obiectiv de investiții aprobarea temei de proiectare. Pentru care, la fel, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cu 29 de voturi pentru, proiectul este adoptat. Proiectul 21. Propune aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici actualizați faza proiect tehnic pentru obiectivul de investiții, reabilitare și dotare centru de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu Slobozia, obiectiv de investiții derulat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița. Da, cu mențiunea că se află și domnul director Paul Marcu aici de față, dacă aveți întrebări, eu o să supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cu 29 de voturi pentru, proiectul este adoptat și mergem la următorul proiect. Proiectul 22 propune pentru aceeași instituție publică aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economice actualizați faza execuției de lucrări pentru obiectivul de investiții cu denumirea Centrul pentru Persoane Vârstnice Movila. Un obiectiv de investiții de asemenea al DGASPC. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. 29 de voturi pentru. Următorul proiect. Proiectul de hotărâre numărul 23 propune aprobarea participării Spitalului Județean de Urgență Slobozia la realizarea proiectului Modernizarea infrastructurii Spitalului Județean de Urgență Slobozia cu echipamente pentru diagnosticarea și tratarea cancerului, finanțat prin apelul de proiecte Investiții în infrastructura publică a unităților sanitare de interes regional județean, care diagnostichează și tratează cancer în cadrul Programului de Sănătate 2021-2027 și aprobarea cheltuielilor legate de acest proiect. Valoarea totală a proiectului este de 24.879.500 lei cu TVA, iar contribuția proprie la acest proiect este în sumă de 497.590 de lei, sumă de asemenea cu TVA. Vă mulțumesc. Cred că este inutil să mai subliniez importanța unei astfel de investiții la Spitalul Județean de Urgență. De aceea o să supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru, împotrivă, abțineri și o neparticipare la vot. Da? Deci a domnului consilier județean Iang. Deci 28 de voturi pentru. Mai departe, vă rog. Proiectul de hotărâre 24 propune aprobarea participării Spitalului Județean de Urgență Slobozia la realizarea proiectului Dotarea laboratorului de microbiologie din cadrul instituției unității sanitare, finanțate prin apelul de proiecte Investiții de infrastructura laboratoarelor de microbiologie din cadrul unităților sanitare publice și a cheltuielilor legate de acest proiect. Valoarea totală a proiectului este de 4.975.900 lei cu TVA, iar contribuția proprie este de 99.518 lei cu TVA. Da, mulțumesc. Cu mențiunea că acest tip de investiție este la dispoziția și celorlalte spitale din județul Ialomița, o să supun la vot proiectul de hotărâre, bănuiesc cu o neparticipare la vot a domnului consilier Iang. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cu 28 de voturi pentru, proiectul este adoptat. Mai departe. Proiectul 25 propune tot pentru Spitalul Județean de Urgență Slobozia aprobarea participării acestuia la proiectul Modernizarea laboratorului de anatomie patologică și a cheltuielilor legate de proiect. Valoarea totală a proiectului
este de 9.936.517,71 lei cu TVA, iar contribuția proprie se ridică la suma de 198.729,67 lei cu TVA. Vă mulțumesc! O să supun la vot cu o neparticipare tot a domnului consilier Iang. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 28 de voturi pentru. Vă rog, vă rog, vă rog. Categoric toți suntem de acord cu investițiile astea care... Avem un reprezentant al Spitalului Județean? Este, da, este. Vă rog, doamna director economic. Da. Ar fi bine să știm dacă sunt ceva demersuri făcute și pentru resursa umană care va exploata aceste laboratoare și pe ce investiții facem noi acolo. Adică putem să băgăm și milioane de euro într-o unitate sanitară dacă nu avem și specialiști sau doctori specialiști în principal. Dumneavoastră ne întrebați de resursa umană. În momentul de față nu are legătură cu proiectele pe care le-am supus noi spre aprobare. Resursa umană nu depinde de noi. Vă dați seama că am făcut toate demersurile necesare, iar organigrama Spitalului Județean Slobozia asigură toate posturile necesare. Problema este lipsa personalului, faptul că reprezentăm un spital de provincie. Personalul calificat lipsește cu desăvârșire și în orașele universitare, mai ales la noi. Permanent organizăm concursuri și încercăm să acoperim lipsurile și deficitul de personal. Vă mulțumesc. Bine că am dat niște bani și la 20 de parohii, ca să spuneți noi, Doamne ajută, că poate găsim. Cred că aici mai trebuia menționat faptul că în ceea ce privește dotarea laboratorului de microbiologie aveți personalul necesar, atât medici specializați în domeniul microbiologiei de laborator, cât și biologi, și care, în mod cert, au nevoie de o aparatură superioară mereu față de cea avută inițial, care se uzează și moral și fizic. Iar în ceea ce privește laboratorul de anatomie patologică, din câte știu, aveți atât medic de anatomie patologică, cât și asistenții medicali. Personalul în momentul de față există, dar întrebarea dumnealui a fost generală, referitoare la tot personalul angajat și la deficitul de personal aferent spitalului. Mulțumesc. Bun. Mergem la proiectul următor. Continuăm cu proiectul de hotărâre numărul 26, care propune aprobarea asocierii județului Alumița cu municipiul Fetești în vederea finanțării în comun a cheltuielor pentru organizarea evenimentului Festivalul Tradițiilor Pescăreștii Alumița, ediția a doua, eveniment care se va desfășura în municipiul Fetești. Cheltuielile totale ale acestui festival se ridică la suma de 40.000 de lei, suma solicitată de la bugetul județului Alumița fiind de 30.000 de lei. O să supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. 29 de voturi pentru. Mergem la următorul proiect de hotărâre. Proiectul numărul 27 propune modificarea hotărârii Consiliului Județean numărul 80 din 2021 privind validarea membrilor desemnați ai autorității teritoriale de ordine publică Ialomița. Urmare desemnării unui nou inspector șef la Inspectoratul Județean de Poliție Ialomița, se impune reactualizarea și a componenței ATOP. Da, vă mulțumesc. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 29 de voturi pentru. Proiectul este adoptat. Următorul proiect. Penultimul proiect de hotărâre, numărul 28, propune aprobarea componentei integrale a planului de selecție pentru desemnarea a 3 membri în Consiliul de Administrație al Societății Infrastructură, Drumuri și Poduri S.A., societatea la care județul Ialomița este acționar majoritar. Da. Menționa că este și domnul director al societății de față, în cazul în care aveți întrebări. O să supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 29 de voturi pentru. Proiectul este adoptat. Al 29-lea proiect de hotărâre are un caracter mai special și o să-l las pe domnul director să ne prezinte despre ce este vorba.
Ultimul proiect propune aprobarea monografiei economico-militare a județului Alumița. Este un document încadrat în clasa de secretizare secret de serviciu. A fost analizat în toate comisiile de specialitate ale Consiliului Județean Ialumița. Monografia economico-militară se aprobă din 4 în 4 ani. Anul acesta, cu această monografie, va fi valabilă 4 ani de zile, iar anual, până la 30 iunie, ea se actualizează la propunerea direcției de specialitate. O să-l supun la vot dacă nu sunt întrebări. Dacă sunt întrebări, ar trebui să evacuăm sala în afara celor care au semnat acea declarație. Dar dacă nu sunt, o să-l supun la vot. Aveți, da. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Cu 29 de voturi pentru, proiectul este adoptat. Vă mulțumesc mult pentru participare și pentru vot.